Duminică 5 martie 2017 mă aflu în municipiul Ploiești, din județul Prahova, în crescătoria unui mai vechi prieten columbofil de-al nostru. Este vorba despre domnul Trifan Eugen, pe care îl salutăm pe această cale. Ce faceți? Mă bucur. Tot printre porumbe. Și azi duminica, nu? Ce mai ziceți? Cum s-a scuit? Știu că sunteți un crescător foarte meticulos și un columbicultor adevărat. Nu v-a schimbat în ultimii ani decât... M-au schimbat pe mine. Porumbei puțin? Porumbei mulți, de fapt, nu puțin, pentru că anul trecut n-am reușit să spor porumbei și automat s-au adunat. N-am scos foarte mulți pui, dar nu, sunt porumbei mulți. Au rămas câteva etate care i-am angajat anul trecut, nu s-au pierdut. M-am mutat de pe munte, pe ruta de Ucraina, sunt la UCP. Deja mi-am primit din cauza asta niște mici țepături, așa? Țepături, da, și chiar de la mai mari TCPR-ului, PNCPR-ul, așa. Dar sper că poate s-o uni, eu sper că... Ar fi un lucru bun, într-adevăr. O să prind în viața asta să se unească până la urmă columbofilia română, cum am prins-o eu pe vremuri. Exact. Și am 41 de ani de când sunt umbru columbofil. Deci 40 de ani ne întrerupt la FCPR, deci la fosta Uniune Columbofilă. Da, păcat că s-a ajuns unde s-a ajuns. Dar sunt totuși, cred că, interese prea mari și trebuie să le spunem. N-avem încotro. Așa este, aveți dreptate. Primează, se pare, da. Și primează în detrimentul celor care chiar fac columbofilie și vor să facă columbofilie. Ar fi un lucru deosebit dacă aici, la nivelul județului Prahova și pe zona Ploiești, ar reuși să se unească toți oamenii? Am încercat să fac, chiar dacă... Pentru că... Poate că am pus când s-a... Un numeric foarte mare. Da, când s-a înființat Federația de Sport Columbofil, a fost o inițiativă foarte bună la vremea respectivă, dar am încercat în diverse tertipuri să-i atrag pe toți într-o federație, dar ce să facem? Dușmănii prea mari. Da, așa e. Prea mari și... Mai și teama de bătaie, mai sunt multe, nu? Nu numai asta, dar chiar vorbeam cu un prieten, dacă sunt crescători vechi care încă caută rută. Eu am zburat 20 ceva de ani numai pe Ardeal. N-am căutat. Chiar dacă eram bătut, ca să spun așa, în ghilimele, de cei care erau avantajați cât de cât, acum m-am mutat pe partea asta, pe Ucraina, unde de bine de rău porumbii vin cam pe aceeași direcție. Le-am propus să mergem în Bulgaria, viteza și demifondul. Se pare că m-au ascultat. Se pare că m-au ascultat pentru că am porumbei vin în evantaj, cu vânt în față, care are porumbei vin. Da, porumbei și să vând, mai ales la viteză demifond. Și pentru fond să ne ducem, putem să ne ducem la Tatru, putem să ne ducem vorba aia până la 1500 de kilometri. Nu mai poți să spui că acolo ești avantajat, cum spun niște băieți ăștia, că ești cotul Donului, era să zic, cotul Buzăului, care ne dezavantajează și că vin porumbei. Astea sunt niște aberații. La 800 de kilometri nu mai te iei în curs de cotul Buzăului. De, corect. La râmnic și astea. Deci astea să fim serioase. Cine știe la porumbei, care-i porumbel, vine indiferent că e... Da, mai ales la distanțe mari, la distanțele diferență. Astea lungi deja nu mai, îi spune cuvântul valoare. Da. Ce poți să mai aveți? Cu ce mai zburați aici, domn Trifan? Sunt vechi porumbei, cu mici adăugiri, așa ca să spun, niște porumbei care au fost aduși în România, printre ei de domnul Cosmin Olteanu, niște porumbei foarte buni, dar care s-a debarasat, după părerea mea, destul de repede. Cartăz, vereche, niște somități în materie, vreau să-l odinească pe domnul Cartăz. Am reușit să achiziționez, acum dau din ei, am scos sânge, adică am luat sângele, am reușit să și zbor un pic așa. Anul ăsta sper să-i trimet... V-ați infuzat ce trebuia, da, nu? Da, și am băgat în vechi porumbei del bar, Rozes... Liniile vechi ale noastre cu exact, da, porumbei de la domnul Crețulescu. Da, porumbei de Janssen, nu vă vine să crezi. Porumbei de Janssen, infuzați cu diferiți porumbei, merg cu ei la Foș, la Maraton. Vă cred. Chiar dacă e Janssen. Da, da, da. Am porumbei plecați de aici, care au zburat la Varșovia, în Polonia, la 1000 de kilometri. Deci porumbei de Janssen cu puțin infuzie, de-l parte, da. M-am spitat și așa mai departe. Deci, va trebui să renunțați la o parte dintre ei, pentru că sunt mulți. Sunt un pic cam mulți, da, și aglomerați mai și... am din porumbei din lotul de zbor, sunt deja porumbei din 2012, care au zburat și pe munte și acum vreo 2 ani de zile au zburat și pe partea asta la pe Ucraina. Și păcat de ei să-i mai, nu știu, trebuie să scot că n-am nimic de ei. Și păcat de ei că sunt porumbei zburați și am zis să mai scot din păsările astea originale care le-am adus, sunt de la frații Herbă, niște porumbei care în spate sunt tot vechii noștri porumbei, Del Bar, exact.
Rosen, cartez, care cartez e Bricu, dacă cine știe, care știe. Am zis să mai scot din ei, să mai dau din ei. Da, eu zic că faceți un lucru bun, să știți, și mare pentru că noastră... Prețurile nu vor fi foarte mari, nu contează cât am dat eu pe ei, pentru că am scos pui, s-au mai amortizat cât de cât, dar nici degeaba nu vor să-i dau. Nu, e adevărat. Nu, și sunteți un om care știu că își cultivă foarte bine porumbei, are foarte mare grijă de ei. Da, porumbei sunt sănătoși, porumbei stau foarte bine, chiar dacă anul trecut nu i-am înferecheat și au stat, cum se spune, într-un fel le-a prins bine, mai ales porumbeilor mai bătrâni, a fost un pic de pauză, s-au refăcut, da. Tratamente chiar nu prea le fac. De anul trecut, din vară, eu n-am făcut absolut niciun tratament, tricomonoza, care o țin tot timpul. Asta o fac o dată pe lună sau la o lună jumate, dar în iarnă n-am făcut. Am făcut acum că urmează să-i vaccinez. Păi se prezintă foarte bine porumbei. Da, porumbei arată bine, au năfârlit bine, baie tot timpul, mâncare bună, grit. Aveți și spațiu aici mult, trebuie să recunoaște. Spațiu, într-adevăr. Aveți spațiu din belșug, voliere multe, aer, oxigen mult. Normal, sănătatea prin asta se ține, să știți. Adică dacă porumbeii sunt înviesuiți, le spun chiar la toată lumea. Apropo de Noel Perien, care ține porumbei în spații deschise toată iarna și vorba e campionul. Gergii la maraton, porumbei iarna stau în coliere deschisă. Așa este. La mine e aceeași poveste. Înainte e tot concoloșean. Tot felul de geamuri, de flase, de folii, de astea și aveam probleme respiratorii. Am observat că dacă stau mai bine în aer liber, exact. E mult mai frumos. Planuri pentru 2017 din punct de vedere clopofil? S-am vândut ceasul și acum caut un ceas, un Benzic să-l iau neapărat. Anul ăsta trebuie să neapărat să-i prind, să se ducă de porumbei. Și o să mă duc la etapele de zâmpăn și de maraton. Sunt porumbei 2012-2013, porumbei deja de 3-4 exact. Și e păcat. Da, da, parcă, porumbei maturi. Da, unii care au zburat pe munte, să zic că 2-3 o să îi opresc, dar o să meargă. Sunt la UCP, membru simplu, nu mai sunt nici președinte. Nu mai sunt, nu mai am încercat toate funcțiile, da. Toată viața a fost obișnuit mai cu funcții de răspundere. Am fost de când eram puștan, când puștii, da. Minte că m-au pus secretar primar și m-a pus cu scrisul. Urmă cu tehnic și așa mai departe, am luat toate funcțiile la mână. Deci din punctul ăsta de vedere sunteți foarte tăbăci, da, să zic așa, da? Da, da, da. Și a fost așa o chestie de conjunctură de am cedat președinția la club 29-4. M-au încercat să mă aducă și anul trecut m-au tot chemat băieții să vină înapoi, nu mă deranjează deja zborurile pe munte. Deci deja zborurile pe munte nu mai sunt zborurile care erau. Trebuie să o spunem, deci în primul rând, cred că și natura ne joacă niște feste foarte mari, deci s-a despădurirea asta foarte mare, deci cauzează foarte mult naturii și în al doilea rând, scurtând atâția mii de zeci de mii de porumbei pe zona asta de Ardeal, s-au mulțit răpitoare. Oamenii nu încearcă să-și dea seama, dar am băieți din teritoriu care au plecat, nu le face, ne așteaptă. Deci așteaptă porumbei în răbdare. Da. Și nu 1, 2, 3, sunt 10. Da, știu. E de ajuns să dea de câteva ori și deja e stresat. Porumbelul pleacă stresat și nu e normal ca în 5-6 etape să se ducă aproape jumătate din lotul de porumbei. Prahova tot timpul a fost dezavantajată la fund și maraton pe ruta de Munte Ardeal. Da, și deja am pierdut porumbei bătrâni. Eu care înainte nu prea pierdeam, dar deja porumbei de 4 ani, de 5 ani, care zburau 4-5 ani cu norme, cu categorii, să-i pierd la zboruri din țară, deci nici măcar nu-i pierdeam afară. Deci vă zic dacă îi pierdeam afară, dar îi pierdeam prin țară și deja deranjeam. Stresul e într-adevăr, e foarte mare. Mai tragi concluzii, nu tragi concluzii. Așa asta este. Cum spuneam și mai devreme, de domnul Olteanu, deci adun niște porumbei foarte buni. Da, așa de un etatopis mius. Că până la doua dușuri nu știu de nu de de... Da, nu de de. Da, Vreau și pără zbura, da. Nu, 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 nu,